Hello, hello, bine v-am regăsit, dragii mei, de data aceasta cu o nouă analiză astrologică și citire de tarot. După cum v-am obișnuit de fiecare dată, când se întâmplă ceva major, ceva important în plan astrologic, eu vin către voi cu explicații cât mai simple, cât mai clare, cât mai concise, pe înțelesul tuturor, chiar dacă aveți sau nu aveți cunoștințe astrologice, eu încerc să aduc aceste informații la nivelul omului de rând, care poate nu e neapărat foarte interesat de ciclurile planetare și de ce se mai întâmplă în planul astral. Și pe urmă vom continua și cu o citire de tarot, specific pentru voi, pentru zodia voastră, ca să vedem și câteva sfaturi foarte practice pentru următoarea perioadă. Ei, dragii mei, de data aceasta vorbim de niște evenimente astrologice foarte importante. Nu că luna nouă din leu sau portalul leului sau acest mercur retrograd n-au fost importante, dar subiectul pe care vreau să-l abordăm astăzi este unul de avergură, este unul care afectează, nu ne afectează doar pe noi în plan individual, ci afectează întreaga umanitate. E vorba de o mică părticică dintr-un ciclu de 20 de ani care a început în decembrie 2020. Da, dragii mei, facem referire la ciclul Jupiter-Saturn. Vom face referire la Marea Conjuncție, care a avut loc chiar de solstițiu de iarnă în 2020 și care, uite, acum atinge primul prag al maturității, să spunem, în acest ciclu, prima quadratură între aceste două planete, primul moment de tensiune în care cu toții va trebui să ne uităm și în viețile noastre, dar și la nivel social, la nivel uman, la nivel global, la nivel planetar sau la nivel de țară, de oraș, de grup social, indiferent cât de mare sau mic vrem să-l luăm în considerare, va trebui să ne uităm, să analizăm ce se întâmpla, poate în spatele ușilor închise sau ce semințe s-au plantat în decembrie 2020 și cum vor răzbate la lumină, cum vor ieși la iveală aceste semințe acum, 4 ani mai târziu. Atenție, ciclul ăsta nu se întâmplă punctual doar aici în august, da? Acest aspect de quadratură, de tensiune între Jupiter și Saturn se va repeta de 3 ori, o dată în august, o dată în decembrie și încă o dată în iunie 2025. Deci, cel puțin 10 luni de acum înainte vom continua să simțim și să resimțim, să observăm și să ne tot lovim din nou și din nou de aceste subiecte pe care le vom aborda acum. Înainte să trecem la predicțiile pentru viitor, hai să ne uităm puțin în trecut, pentru că asta ne va ajuta să înțelegem mai bine la ce să ne așteptăm în următoarele 10 luni. Păi, dragii mei, hai să ne gândim ce se întâmpla și la nivel colectiv și la nivel individual în decembrie 2020, da? În perioada de Crăciun anului 2020. Păi, eram în plină pandemie, dar începeau să se vadă așa primele speranțe, primele raze de lumină. Foarte multe țări, la nivel mondial, începeau campaniile de vaccinare. Au fost și foarte multe alegeri, și în România, și în state, și în Republica Moldova, și în alte țări pe mapa mond. Au fost și foarte multe controverse legate de aceste alegeri, dar țineți minte, în state, toate acele discuții referitoare la legitimitatea alegerilor. S-au furat alegerile, nu s-au furat alegerile, ce a fost acolo, ce s-a întâmplat până la urmă, da? În Republica Moldova s-a ales pentru prima oară o femeie președinte. În România am avut și noi alegeri parlamentare. Am văzut că în decembrie 2020 Florin Câțu a fost investit premier, mai apoi, câțiva ani mai târziu, a fost dat jos și a fost înlocuit de Nicolae Ciucă, care reiese din nou și din nou mai pregnant în atenția publicului, cu atât mai mult acum, cu cât anul acesta vom avea alegeri prezidențiale, da? Se întâmplă foarte multe lucruri interesante, s-au întâmplat foarte multe lucruri interesante și va fi și mai interesant să vedem cum se reiau aceste subiecte în actualitate acum. Dar, mai ales în mediul politic, vreau să vă atrag atenția, să vă gândiți la personajele politice care vă au sărit în ochi în decembrie 2020, care poate nu au atins pragul de notorietate sau de faimă maxim atunci, care poate au stat așa mai ascunși, mai pitiți pe aici, pe acolo, 4 ani. Ei, uite, acum, sub această quadratură, e foarte posibil ca o parte din aceste persoane să explodeze, da, pe scena politică mondială sau locală și să aibă foarte mult succes la alegerile din această toamnă.
Pentru că ăsta e simbolismul ciclului despre care vorbim. 4 ani în urmă s-au plantat niște semințe. Acum suntem în chinurile facerii, când lucrurile sau ideile sau proiectele plantate, începute, inițiate 4 ani în urmă, acum încep să iasă la suprafață. Și o să ne dăm seama de succesul sau insuccesul acestora. Da? Ce se mai întâmpla în decembrie 2020? Păi a avut loc o eclipsă peste Chile și Argentina, așa că aș fi foarte atentă la ce se va întâmpla în următoarele 10 luni în această zonă de mapamond. Am avut cutremure în Balcani, în special care au afectat Croația, dar chiar și coasta estică a Italiei. Da? Deci aș fi foarte atentă și la ce se va întâmpla în următoarele 10 luni în această direcție. În altă ordine de idei s-au întâmplat multe lucruri și referitoare la spațiu cosmic. Da. Am avut în decembrie 2020 câteva misiuni spațiale care au adus cu succes pe Pământ meteoriți și pietre lunare. Am avut un asteroid de aproape 8 metri care a lovit vestul Chinei. Am avut o mare descoperire în domeniul astronomiei, când astronomii au detectat un semnal radio venind aparent din direcția Proxima Centauri, cea mai apropiată stea de sistemul solar. Și asta a ridicat întrebarea, suntem sau nu suntem singuri în univers? În direcția mai extremă, presa din Israel în decembrie 2020 spunea că extraterestrii sunt printre noi, sunt reali, că Federația Intergalactică există și că președintele SUA știe despre acest lucru, dar refuză să facă public aceste lucruri. Nu știm dacă e adevărat sau nu. Eu nu știu. Habar n-am ce să cred. Dar ce îmi arată toate aceste subiecte este că în următoarele 10 luni și într-un plan mai macro, în următorii 16 ani, de acum până în 2040, aceste subiecte vor continua să revină din nou și din nou, ciclic vor reveni în atenția publicului și pe măsură ce acest ciclu Jupiter-Saturn se maturizează, vom afla din ce în ce mai multe lucruri. Da? Tot felul de ipoteze și de lucruri care erau neclare și incerte în 2020 urmează să se clarifice parțial acum, parțial peste 4 ani și tot așa, din 4-5 ani în 4-5 ani. Cam așa sunt ciclurile astea, da? Ce se mai întâmpla în decembrie 2020? Păi, Rusia făcea tot felul de atacuri cibernetice asupra unor corporații din SUA. Bucureștiul a fost nominalizat, ales pentru a fi sediul cyber security al Uniunii Europene. Vorbeam atunci despre cum în următorii 20 de ani inteligența artificială va prinde contur și va fi din ce în ce mai pregnantă, da? În viețile noastre. Uite că toate aceste subiecte sunt din ce în ce mai de actualitate pentru noi. Vorbeam despre schimbări în business și în industrie datorate problemelor de cyber security, datorate inteligenței artificiale și a ultimelor descoperiri care vor veni în această direcție. Și pe un ton mai light sau așa mai monden, în decembrie 2020 era și momentul în care serialul Bridgerton se lansa pe Netflix, așa că întrebarea mea este ce se va întâmpla de acum înainte? Vom continua cu acest serial? Vor apărea și alte seriale similare? Sau se oprește acest trend, această modă aici după 4 ani? Nu știu, rămâne de văzut. În plan personal, pentru mine, 2020 este anul în care am început acest canal de YouTube și era în creștere. Sper să continue trendul și acum, sub această quadratură dintre Jupiter și Saturn. Dar întrebarea mea este pentru voi, la nivel individual, în viețile voastre private, ce se întâmpla în decembrie 2020? Ce semințe ați plantat în viața voastră în acea perioadă? Fiindcă acum urmează să ne uităm în această perioadă din august 2024 până în iunie 2025, la ce ne putem aștepta. Spuneam că e important să ne gândim la ce se întâmpla în viața noastră în decembrie 2020, pentru că acum ne vom confrunta cu tensiuni între aceste două planete, între aceste două arhetipuri care au dat startul unei noi etape de viață pentru noi la momentul respectiv. Da? Tensiuni între ce? Hai să ne gândim la ce reprezintă Jupiter și ce reprezintă Saturn. Păi,
august 2024 și următoarele 10 luni până în iunie 2025 vor fi sub umbrela acestei dualități între nevoia de creștere și de dezvoltare versus dorința de consolidare, între optimism dus la extrem și pesimism dus la extrem, între speranță și frică, între nou și vechi, între libertate și lipsa drepturilor și a libertăților, între dorința de inovare și dorința de tradiție, între creștere, expansiune și dezvoltare versus limitare, stagnare, menținere a statusului quo. Da? Se va pune foarte mare accent și pe diferențele între cei mai bogați versus cei mai săraci oameni de planetă, între succes și eșec, între oamenii privilegiați și avantajați de soartă versus cei dezavantajați din toate punctele de vedere. Da? Cam astea sunt dualitățile cu care ne vom lupta în următoarele 10 luni. Ei, acum întrebarea e cât de mult ne luptăm sau cât de mult lucrăm cu energiile, pentru că, spuneam, cuadratura, chiar dacă este considerat un aspect tensionat, un aspect dificil în astrologie, are rolul său, are rolul de a ne impulsiona să acționăm, are rolul de a ne duce până în acel punct în care nu mai putem să acceptăm lucrurile așa cum sunt și ne luăm destinul în propriile mâini și facem ceva, acționăm ceva ca să ne ducem viața în direcția pe care noi o dorim cu adevărat pentru noi. Deci dacă ar fi să reduc totul la esență, următoarele 10 luni ne vor întreba cât de mult ne dorim cu adevărat lucrurile pe care spunem că le dorim, cât de mult suntem dispuși să luptăm pentru visele, țelurile, dorințele, aspirațiile noastre, cât de multe suntem dispuși să facem și cât de multe suntem dispuși să înghițim, da? Câte compromisuri suntem dispuși să facem, cât de mult o să continuăm să lăsăm deoparte nevoile noastre pentru, nu știu, dorința de a păstra liniște, pace sau mai știu ce alte dorințe din acestea avem, da? Astea sunt întrebările la care va trebui să găsim răspuns, dragii mei. Nu în ultimul rând vreau să atrag atenția că în toată ecuația asta își bag acolo codița și Pluto, care se află la gradul 0 de vărsător și care va activa pe toată durata următoarelor 10 luni punctul în care a avut loc Marea Conjuncție în decembrie 2020. Da. Pluto va fi acolo și va activa și reactiva acest punct de mai multe ori în următoarea perioadă. De asemenea, vreau să vă atrag atenția că aici chiar vorbim de lucruri foarte importante. Nimeni nu scapă. Nimeni nu scapă neatins de acest ciclu planetar. Este Jupiter Marele Benefic și este Saturn Marele Malefic. Da? Dar nu vă lăsați speriați sau nu vă lăsați păcăliți de aceste superlative ale planetelor. Pentru că și Marele Benefic, dus la extrem, duce la excese. Așa cum și Marele Malefic nu aduce doar lucruri malefice, doar lucruri negative în viața noastră. Pentru că fără Saturn n-am avea nimic concret. Fără Saturn nu am avea bani, fără Saturn nu am avea siguranță, fără Saturn nu am avea predictibilitate, fără Saturn nu am avea rutină, fără Saturn nu am avea toate lucrurile care, de fapt, ne dau confort, dar lucrurile predictibile din viața noastră. Dar și fără Jupiter n-am avea inovație, fără Jupiter nu am avea creativitate, n-am avea libertate, n-am avea optimism și bucurie. Ei, și Jupiter dus la extrem ne poate duce în direcția în care ne facem planuri nerealiste, da? În care suntem prea optimiști și nu ținem cont de realitatea din jurul nostru. Și exact asta se va întâmpla în următoarele 10 luni. A trebuit să ne menținem și optimismul ridicat, dar în egală măsură să ne asigurăm că planurile noastre sunt realiste și sunt realizabile. Bun, dragii mei, înainte să trecem mai departe la citirea voastră personalizată de tarot pentru semnul vostru zodiacal, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care îmi urmăriți filmările, tuturor celor care îmi lăsați mesaje de încurajare acolo sub fiecare videoclip. Nici nu vă puteți imagina cât de mult mă bucur acest lucru. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați luat o secundă, două din timpul vostru să dați un like
videourilor mele, să vă abonați canalul meu de YouTube, să toți cei care vreți să fiți la curent cu ce am eu de spus, ce am eu aici de împărtășit cu toată lumea, vă mulțumesc din suflet, îmi sunteți tot atât de dragi și sper că voi reuși și în continuare să vă aduc informații valoroase care vă vor ajuta foarte practic în viața voastră de zi cu zi. Vă mulțumesc foarte mult, dragii mei! Acum, hai să trecem mai departe la citirea de tarot. Hai să vedem acum pentru noi, pentru vărsători, fiindcă și eu sunt vărsătoare, da? Pentru cei care au zodia vărsător, ascendentul sau luna natală, înseamnă zodiacal al vărsătorului. Ce ne rezervă următoarea perioadă? Cum se vor manifesta în viața noastră aceste două arhetipuri pe care le vedeți în spatele meu, da? Două arhetipuri contradictorii de dreptul. Să vedem și care e potențialul maxim pozitiv pentru noi. Hai să vedem. Energia jupiteriană vine cu cinciul de cupe. Energia saturniană cu arcana majoră luna. Scuzați, trebuie să fiu foarte atentă la aceste cărți, fiindcă sunt în limba germană și mă chinui să înțeleg care, ce carte e. Potențialul maxim pozitiv, nouăle de bâte. Interesant. Hai să vedem ce înseamnă asta pentru vărsători. Cinciul de cupe. O carte care în general vorbește despre tristețe, da? Despre o dezamăgire, despre niște eșecuri pe care le-am avut în trecut, dar. Eșecurile astea din trecut nu înseamnă că viitorul nu ne rezervă lucruri pozitive și luminoase și frumoase, da? Asta e skepsisul, asta e partea interesantă cu cinciul de cupe. E că, da, am avut niște eșecuri în trecut, am greșit poate o dată, de două ori, poate chiar de trei ori am greșit. Dar încă mai avem două oportunități în viitor. Și întrebarea pentru noi este, ce vom face? Ne lăsăm distruși, ne lăsăm doborâți, ne lăsăm puși la pământ de ce s-a întâmplat în trecutul nostru sau alegem să trăim în prezent? Alegem să învățăm din propriile noastre greșeli și alegem să implementăm aceste lecții în viitor, ca pe viitor să avem un rezultat mai favorabil pentru noi. Asta e lecția jupiteriană pentru noi, da? Pentru că cu cinciul de cupe putem foarte ușor să alunecăm înspre disperare și înspre emoții negative și înspre tristețe și înspre depresie și putem foarte ușor să ne dăm bătuți și să depunem armele și să zicem asta e, eu n-am noroc, mie nu-mi ies lucrurile niciodată, eu sunt genul de persoană care tot timpul pățește lucruri negative sau e alegerea noastră, dacă decidem să reformulăm, să privim această situație din alt punct de vedere, să adoptăm mindset-ul tuturor miliardarilor de pe planeta asta, care știți ce mindset au, știți ce mod de gândire au? A, am greșit, a, n-a ieșit. Foarte bine. Am eliminat o posibilitate și acum sunt mai puține posibilități care să mă ducă către succes și o să-mi fie mai ușor. Șansele procentuale să aleg posibilitatea corectă, să aleg afacerea corectă, investiția corectă, să fac ceea ce trebuie să fac ca să devin bogat, ca să-mi ating țelurile, ca să îmi iasă ceea ce vreau eu să-mi iasă, sunt mai mari, pentru că am eliminat una din posibilități. Hai să vedem ce vrea Saturn de la noi. Saturn, guvernatorul nostru antic. Saturn vine cu arcana majoră luna. Da? Vedem că totul este aici pe focusat, așa canalizat, pe emoții și pe emotivitate. Saturn vine și ne spune că nu e bine nici să ne reprimăm emoțiile, să nu simțim niciodată nimic, să ascundem adânc la interior tot ceea ce simțim, dar nu e bine nici să ne lăsăm așa duși cu valul, da, în direcția pe care v-am descris-o anterior. Oarecum aceste două cărți ne vorbesc despre moderație, despre temperanță, despre a găsi calea de mijloc. Da? Nu ne lăsăm mințiți, amăgiți că nouă n-o să ne iasă nimic niciodată bine și intrăm în disperare, dar nici nu ne ignorăm emoțiile și sentimentele. Cheia către succes aici este să acceptăm că am greșit, să acceptăm că s-a întâmplat, asta e realitatea, să simțim toată frustrarea pe care trebuie să o simțim, da? Să permitem acestor emoții să treacă prin noi, dar să nu rămânem blocați în ele. E ok să simți tristețe, e ok să simți frustrare, e ok să te enervezi.
E ok să ai aceste emoții, e natural, e uman, e parte din experiența umană. Ce nu e ok e să rămâi blocat în acea emoție și în acea vibrație pe termen lung. Ce nu e ok este să nu reușești să mai ieși din zona aceea. Pentru că eu văd că aici șanse mai sunt. Și potențialul maxim pozitiv la urma, la finalul acestui ciclu de 10 luni, undeva prin iunie 2025, cu acest nou de bâte, va fi că o să fim capabili să impunem niște limite și niște bariere mult mai sănătoase între noi și cei din jurul nostru. O să fim capabili să ne protejăm mult mai bine. O să știm exact care ne sunt țelurile, dorințele, aspirațiile și ce suntem dispuși să acceptăm și ce nu suntem dispuși să acceptăm. O să fim capabili să vedem mai repede, să ne dăm seama mai devreme când cineva profită de noi, când cineva nu ne respectă, da? Dar în egală măsură cu acest nou de bâte, văd că la finalul acestui ciclu de 10 luni, dacă integrăm aceste două arhetipuri opuse, care ne zic ambele să lucrăm pe zona de emoții, să lucrăm pe partea aceasta a ființei noastre, la finalul acestui ciclu de 10 luni, dacă ajungem la acel calm și la acea integrare pozitivă a emoțiilor, că sunt ele pozitive sau negative, da? O să trecem peste niște frici, pentru că noi avem aici niște frici adânc înrădăcinate în ființa noastră. Hai să vedem care sunt aceste frici, pentru că eu dacă mă uit la astrologia momentului, văd, dragii mei vărsători, că marea conjuncție care a avut loc în decembrie 2020 s-a întâmplat în semnul nostru zodiacal și ne afectează în toate aspectele vieții noastre. Și a deschis portița către ce urmează să facă Pluto în vărsător în următorii 20 de ani. De acum până în 2040, chiar mai încolo, 2044, e o perioadă foarte benefică pentru vărsători. E o perioadă în care noi putem să ne găsim locul nostru în lume. Putem să devenim persoane influente, putem să devenim bogați, dacă asta ne dorim, putem să devenim fericiți, împliniți în orice plan al existenței e important pentru noi. Urmează două decenii în care vărsătorii au la dispoziție toate uneltele necesare ca să crească, să se dezvolte, să obțină putere, forță, influență, autoritate. Urmează două decenii care sunt ale noastre. Cu alte cuvinte, dragii mei vărsători. Și acum, în următoarele 10 luni, testul suprem pentru noi vine din două direcții ale existenței noastre. Din zona financiară și din zona de dragoste, de iubire. Întrebarea este pentru vărsători. Cum se îmbină aceste două aspecte ale vieții noastre? Cum se îmbină banii și dragostea? Cum aducem echilibru între aspectele astea două ale vieții noastre? Pe de parte, pe partea financiară, ni se cere să fim mult mai organizați, să avem o planificare mai bună și în anumite aspecte, da, să ne restrângem, să ne impunem singur niște constrângeri și limitări. Poate nu îmi cumpăr două rochii, poate îmi cumpăr doar una. E o limitare pe care eu aleg, eu mi-o impun. De ce? Pentru că am aici niște țeluri pe termen lung. Pentru că eu pe termen lung vreau să cresc într-o altă zonă a vieții mele. Pe termen lung vreau să-mi temez o familie, pe termen lung vreau să am copii, pe termen lung vreau să merg în vacanță sau în concediu cu iubitul sau iubita, cu soțul sau soția mea. Pe termen lung eu am aici niște proiecte super mișto pentru care am nevoie de niște bani puși deoparte. Și atunci, următoarele 10 luni, vor fi testul suprem pentru vărsători să vedem dacă noi suntem capabili să amânăm niște plăceri pe care noi ni le dorim, da? să nu ne permitem anumite plăceri pe termen scurt, pentru că vrem să adunăm bani ca să ne permitem ceva mai mare și mai mișto și mai frumos pe termen lung. Adică, ok, poate nu ies la bere azi, pentru că eu pun bani deoparte ca peste 10 luni să merg într-un concediu de 2 săptămâni în nu știu ce țară exotică. Și poate mai reduc din ieșirile în oraș săptămânale, reduc una, două, trei, whatever, depinde, asta trebuie să faceți voi calculul, pentru că eu am aici un cel pe termen lung. Ce ziceți, dragii mei vărsători? O facem?
Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru atenție, pentru faptul că îmi urmăriți în continuare activitatea pe acest canal și pe toate celelalte canale unde încerc să vin către voi cu informații care sper eu din tot sufletul că sunt valoroase pentru voi. Dacă ați găsit în această filmare măcar un sâmbure de adevăr, un sâmbure de inspirație sau de clarificare pentru anumite lucruri în care voi vă confruntați acum în viața voastră sau anumite lucruri care vă frământă, vă rog să îmi arătați și voi mie aprecierea, doar simplu, dând un like acestui video, lăsați-mi un comentariu acolo cât de mic poate să fie și doar un smiley face, o floricică, o inimioară, orice, sau dacă aveți chiar anumite lucruri de obiectat sau întrebări de pus, da? De ce nu, eu aștept cu brațele deschise toate întrebările voastre. Îmi place foarte mult să interacționez cu voi. O să pregătesc și multe alte surprize plăcute și lucruri interesante pentru voi. Până atunci, stați cu ochii pe canalul meu de YouTube și pe toate celelalte canale prin care comunic cu voi, pentru că, într-adevăr, urmează o grămadă de lucruri interesante pentru voi, dragii mei. Vă doresc foarte mult succes în a lucra cu aceste energii și vă aștept și în filmările următoare. Pa, pa!